Bună ziua, bine ați venit la Ziua Porților Deschise, la Școala Gimnazială Teodor Urășanu, azi la clădirea de pe strada Gheorghe Barițiu. Ieri, așa cum știți, am avut Ziua Porților Deschise la clădirea de pe strada Dr. Rațiu. Ne bucurăm foarte mult că și azi găzduim pe Barițiu o nouă ediție, deja au venit copilași, însoțiți de familie, de frățiori, îi așteptăm cu mare drag. Este foarte important ca părinții să nu uite perioada de înscriere, desigur nu vor uita, dar doresc să le reamintesc. Prima etapă este în perioada 4-23 martie 2020, a doua etapă 23 aprilie, 30 aprilie 2020. Documentele pentru înscriere nu sunt foarte multe, certificatul de naștere a copilului, copie de pe cartea de identitate, se completează o cerere la Secretariatul Unității, iar toate aceste copii, însoțite de cele originale, vor fi ștampilate în conformitate cu originalul. Înscrierile se fac în intervalul orar de luni până joi, 8-18, iar vineri, între orele 8 și 17, la Secretariatul Unității, de pe strada Dr. Rațiu, numărul 53. Îi așteptăm cu mare drag, cadrele didactice sunt foarte bine pregătite, mereu un curs de perfecționare. Încercăm și am încercat să oferim un mediu cald, un mediu primitor, un mediu deschis, atât pentru elevi cât și pentru părinți. Clădirea de pe Barițiu este finalizată, de fapt renovarea și reabilitarea școlii este finalizată în proporție de 98%, foarte puțin a mai rămas de modernizat în unitate, lucru care ne bucură foarte mult. Dragi părinți, vă așteptăm cu mare drag, viitor dragi elevi, vă stăm la dispoziție oricând aveți nevoie de noi. Mă numesc Teodora Teutișan, sunt viitoare profesor învățământ primar la Școala Teodor Mureșanu din Turda. Voi avea clasa pregătitoare din această toamnă, clasa pregătitoare a ștrumfilor, cum îmi place mie să spun, pentru că vor fi niște copii drăguți și energici, care îmi doresc să vină cu tot dragul la școală. Clasa pregătitoare îi așteaptă cu brațele deschise, cadrele din școală la fel. Vom desfășura împreună activități deosebite, activități la care să participe cu drag. Ne bucurăm că vom avea alături de noi copii veseli, harnici, iubitori, iar în ceea ce privește clasa pregătitoare, vă pot spune că vom desfășura activități specifice vârstei, ne vom axa pe particularitățile de vârstă și individuale ale fiecărui copil, fiecare copilaș din clasă va fi atent urmărit și vom încerca să le descoperim pasiunile, să-i îndreptăm și să-i formăm în spiritul viitorilor școlari, pentru că, așa cum știm toți, clasa pregătitoare reprezintă o trecere, o tranziție de la grădiniță spre viața de școlar a micilor învățăcei. De asemenea, vreau să vă spun că îi așteptăm pe copii să vină cu drag la școală, o să le pregătim în fiecare zi surprize care să-i motiveze și să-i aducă cu drag, fără emoții. Și de asemenea, din prima zi de școală vom fi alături și de părinților, mai ales de părinții care vor fi pentru prima zi părinți de școlari. Îi vom ghida și pe ei și vom fi alături de ei și vom dori o colaborare strânsă pentru a putea să ne desfășurăm procesul instructiv-educativ în standarde cât mai profesionale.